Deci e meritată victoria Gazelei, exagerată diferența de... După cum s-a văzut și în joc, a fost cam exagerat. Puteam să scriem și noi de mai multe ori, dar lipsa de concentrare în fața porții a făcut să fie diferența asta mare. Bala ta din finalul primei reprize poate ar fi, eu știu să zic, aș da mai mare încredere în cea de-a doua repriză. Probabil că ar fi dat, am făcut-o posibilul să dau gol. M-aș și accenta la faza aceea, jucătorul, am simțit sudurile la picior și am control foarte bun asupra mingii. Da. Și ghinionul a făcut să mingea să nu intre în poartă. Sunt, putem, 6 puncte în următoarele două etape? Suntem obligați să câștigăm 6 puncte în două etape, în următoarele două etape care le avem acasă, să prindem play-off. Dacă pierdem puncte la adevăr în meciurile astea două, o să ne fie foarte greu. E FC Voluntari cea mai bună echipă din serie, merită să promoveze? Merită să promoveze. Cu prisosință, s-a văzut și azi, au jucător cu experiență, cu multe jocuri în Liga 1 și practică cel mai bun joc care l-am la echipă din